și despre oamenii acestui oraș. Stop cadru Rădăuțean. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Știrile și evenimentele locale din această săptămână debutează cu ședința extraordinară a Consiliului Local. Convocați de urgență, consilierii și-au început această săptămână cu o ședință în care principalul punct pe ordinea de zi a fost desemnarea noului viceprimar. În conformitate cu legea 215/2001 privind administrația publică locală și a convocării numărul 8494 din 31.07.2008, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. La punct 1, proiect de hotărâre privind schimbarea din funcție a viceprimarului municipiului Rădăuț, inițiatori, grupul de consilieri ai PSD, PNCD și PNL. La acest punct de pe ordinea de zi au fost doi candidați, domnul consilier Doboș și domnul consilier Galan. Domnul consilier Doboș a primit din partea consilierilor un număr de 8 voturi, domnul consilier Galan 10 voturi. Deci a fost ales viceprimar al municipiului Rădăuț, domnul Galan Constantin, cu 10 voturi. Să vă mulțumesc pentru cei care ați avut încredere în mine și m-ați votat ca să activez ca viceprimar. Vă promit că n-am să vă dezamăgesc. Am să-l rog pe domnul primar, în care acum nu este, să lăsăm orgolii, atât el cât și ceilalți și eu, să lucrăm așa cum ne-a ales cetățenii și primarul și consilierul sunt aleși, să lucrăm în folosul cetățeanului. Deci eu promit că nu am să țin cont de culoarea politică, nu am să țin cont de orgolii sau alte interese personale și asta dedic întreaga capacitatea mea pentru a simți cetățeanul că într-adevăr se face ceva pentru oraș și pentru municipiu. Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii de înlăturare a efectelor inundațiilor din luna iulie 2008 în municipiul Rădăuț. Inițiator a fost domnul consilier Galan Constantin. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat, s-a format o comisie din președinții tuturor comisiilor din Consiliul Local, la care s-a mai adăugat domnul consilier Vataman. Al treilea punct de pe ordinea de zi a fost un proiect de hotărâre privind aprobarea unui plan urbanistic zonal, solicitant SC Nefton SRL, inițiator grupul de consilieri PDL. Acest proiect a fost aprobat. Al patrulea proiect de pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre privind alocarea unei suprafețe de teren de 5.000 metri pătrați pentru realizarea unei stații intermediare de transfer de deșeuri în municipiul Rădăuț. Inițiator domnul primar Aurel Olărean. Proiect care a fost aprobat. Conform Uniunii Europene, trebuie să avem o groapă de transfer. Eu vreau să fiu mai simplu, mai direct. Groapa de transfer se va efectua în Rădăuț și toate comunele care vor adera la această groapă vor aduce gunoiul la Rădăuț. De la Rădăuț se duce într-o groapă comună, una mare. Ecologic. Domnul Frutul mă ajută. E specialist, nu sunt specialist de groapă. Cu groapă. Am fost la groapa de gunoi a municipiului Rădăuț, am vrut să ducem împreună cu executivul din primărie, cu operativa din primărie, să ducem gunoiul de pe, din parcuri. Crenci, iarbă, hârtii și am avut o mare surpriză. Mi s-a închis bariera. Am stat, ne-am uitat, era un lacăt la barieră și am spus, domnule, este gunoiul rădăuținilor. A spus, nu este voie să intre gunoiul rădăuținilor. Atunci am scos bani din buzunar și am zis, e gunoiul meu, din curtea mea. Vă rog, lăsați cât costă. A spus că costă, că domnul viceprimar costa, cât Elena costa?
100 de euro. Am dat 3 milioane lui domnul Bujdei să plătească și atunci ne-a deschis bariera. Nu este posibil, stimați consilieri, groapa rădăuțenilor să nu aibă posibilitate să ducă rădăuțenii gunoiul contra cost, iar primăria, fără bani, că e groapa primăriei, până la urmă. Și gunoiul este a oamenilor. Primăria are groapă, acum se are în vedere să facem o altă groapă ecologică prin care o să fie transfer. Se duce să îmbalotează, să... după normele europene, stimați colegi. Cam asta e. S-a solicitat la Consiliul Județean, este un proiect comun. Domnul președinte Flutur al Consiliului Județean știe despre ce e vorba, v-a informat la ședința anterioară. Dacă e nevoie, vine un specialist la Consiliul Județean să mai vă informeze. Trebuie să emitem o hotărâre, să punem la dispoziție 5.000 de metri pătrați pentru această groapă. Acest proiect presupune trei obiective. Deci, sunt 138 de containere ecologice pe, separat pentru hârtie, plastic, sticlă, gunoi menajer. O autogunoieră compactoare, care deja am primit-o, este în curte la servicii comunale. Și o stație de sortare. Stația de sortare care este afectat terenul din stația de epurare. Am dărâmat acolo gazometru și 5 ani de, sunt alocați acei stații de sortare. Deci acolo se vor sorta pe categorii deșeurile și rampa de gunoi va fi închisă în decembrie 2009. Deja am mers cu firma lui Berger, care a făcut măsurători în vederea întocmirii proiectului tehnic pentru închiderea gropii de gunoi. Și urmează ca pe viitor deșeurile urbane, care se colectează din municipiul Rădăuț, să fie transferate la gropile ecologice. Noi suntem arundați la groapa ecologică de la Moara. La punctul 5 de pe ordinea de zi au fost informări, interpelări, sesizări, comunicări. O informare privind situația juridică a imobilului adăpost de noapte din strada Ștefan cel Mare, numărul 38, care a fost discutat de un număr foarte mare de consilieri. Urmează ca în ședința viitoare să se dea detalii exacte despre, despre această informare. S-a aprobat tot din hotărârile Consiliului Local, este prezentat în informarea asta, ca acesta să fie, clădirea să fie amenajată ca să fie găzduiți cetățenii care nu au locuință din Rădăuț. După aceea, în 2007, anul trecut, o fundație franceză a venit și a reabilitat-o și ministerul a solicitat doar contracte de vânzare-cumpărare. Deci a fost doar o omisiune. Nu am știut că acesta nu este întabulat. Proiectarea pentru acest proiect a costat 119.800 și ceva de lei, adică 190 ceva de milioane, nu un miliard, nu 2 miliarde, iar lucrările s-au finalizat de construcție, s-au finalizat și costă în jur de 1.700.000. Este, activitatea este de interes public. Deci nu este vorba de rea voință, nu este vorba de rea credință. Efectiv, nu am crezut că nu este întabulat. Și când ni s-a solicitat, deci sunt emise hotărâri de Consiliul Local și acum când ni s-a solicitat, am constatat că nu suntem întabulați, dar trebuie să alocăm bani să cumpărăm și teren. Oricum, firma locuindu nu are spațiu acela ce să facă. Este în curtea cantinei de ajutor social. O altă informare a fost privind grădinița cu program normal numărul 5, Voinicelul, Rădăuț, unde s-a solicitat de către directoarea un număr de reparare a unui număr de 3 sobe, la, act care a fost luat de către primarul municipiului Rădăuț, care va repara aceste sobe. O altă informare a fost prezentată de doamna directoare Sireteanu, referitor la grădinița pe care o conduce. Sunt două probleme aici. Un studiu de fezabilitate privind care domnia sa are privind acoperișul și reabilitarea acestei grădinițe, precum și o altă problemă, împrejmuirea acestei grădinițe. Ambele
informări s-a stabilit ca în ședința de data viitoare să se inițieze un proiect de hotărâre. De asemenea, s-a discutat adresa 22.450 din 3107-2008, emitenți un grup de cetățeni care au solicitat montarea unor borduri care au fost duse acolo. S-a luat act de către executiv pentru a se duce la îndeplinire și această sarcină. Vacanță, dar nu și pentru instituțiile de cultură. Săptămâna aceasta, Biblioteca Tudor Flondor a găzduit o lansare de carte. Să urmărim așadar rubrica Cultural. Revin din misiunea grea de a o suplini pe șefa instituției noastre, doamna profesoară Angela Mann, care astăzi nu se simte prea bine. Noi vă mulțumim că sunteți, cum să spun, atât de numeroși aici, un public atât de numeros, ceea ce înseamnă că în municipiul Rădăuți mai este nevoie de bibliotecă, că biblioteca încă are un rol important în comunitate. Suntem impresionați de prezența deosebită a doamnei Valentina Frișcă, Valentina Nicoară Frișcă, care vine să ne dăruiască o carte deosebită, dăruită mamei sale, lucru care nu poate să nu ne emoționeze, pentru că cei mai importanți pentru noi sunt părinții și cel mai important este Dumnezeu. Nu ne lăsăm, nu? Și cu toate că o scris că s-a încetat activitatea, dar nu a specificat domnul că este vacanță. După aceea, în septembrie, eu o fac, următoarea întâlnire. Și acum vreau, în primul rând, să mulțumesc din suflet tuturor că ați venit, dar la botezul cărții mele, pentru că așa cum se naște un copil, așa se naște și o carte, cu multe greutăți. Și în special mulțumesc domnului profesor Nicolae Ciuc pentru strădania dumnealui de a face posibilă apariția acestei cărți, domnule avocat Rusu, care are un cuvânt în carte scris, și doamnei Căruntu pentru ilustrații, pentru că părinții mei au fost sărați din punct de vedere material, dar aveau suflete curate, din care au picurat câteva raze de lumină și în sufletul meu, veșnic avid de un strop de bucurie, am dorit foarte mult să-i pot recompensa cu ceva și am reușit. Povestea mamei mele nu este o scriere foarte bună din punct de vedere literar, dar am scris-o cu o durere în suflet și reflectă realitatea. Referitor la poeziile nostalgice de la sfârșitul cărții, în afară că rimează, nu au o valoare literară, dar ele nu mă caracterizează. Poeziile din tinerețe sunt optimiste, cu viziuni metaforice, pentru că și țelurile mele erau altele. Nu contează laudele sau criticile dumneavoastră. Eu îmi cunosc limitele și potențialul, o să aflați mai multe citind prefața scrisă de același mare domn, profesor, ziarist, parlamentar, veșnic în mișcare, domnul Nicolae Ciuc, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru minuțiozitatea cu care s-a aplicat asupra rândurilor scrise de mine și le-au rânduit într-o carte pe care vă invit să o citiți, pentru că fiecare are sau a avut o mamă. La Spitalul Municipal din Rădăuți a sosit un transport de medicamente pentru sinistrații din zona Rădăuți. În urmă cu câteva ore am avut surpriza plăcută de a primi din partea Consiliului Județean Constanța un ajutor care constă în medicamente, în primul rând antibiotice, dar și săruri de deshidratare. Acest ajutor va fi utilizat pentru pacienții internați în spitalul nostru, iar o parte din medicamente vor fi distribuite către dispensarele medicale ale comunelor mai greu afectate la aceste inundații. Valoarea totală a donației este de 949.446 de roni. Este un gest de colegialitate din partea medicilor
constanțeni și un gest de solidaritate umană din partea Consiliului Județean, fapt pentru care le aducem mulțumirile noastre. După masa zilei de 8 august, vineri, am primit un telefon din partea președintelui PSD Suceava, Gavril Mârza, care m-a anunțat că în județul Suceava sosește un transport umanitar de la Consiliul Județean Constanța, în acest transport fiind incluse și medicamente, în special antibiotice, săruri de rehidratare și un medicament pentru cardiologie. Deoarece la nivelul Autorității de Sănătate Publică nu avem farmacie și nu putem distribui medicamentele, am luat decizia să dirijez acest transport de medicamente la Spitalul Municipal Rădăuț, având în vedere că cea mai afectată zonă din județ a fost zona Rădăuților. În zilele următoare voi anunța medicii de familie că pot veni la spital să ridice medicamente din această donație. De asemenea, spitalul, prin secțiile lui, poate folosi aceste medicamente pentru tratamentul bolnavilor din această zonă. Cred că este un gest umanitar al celor din Constanța, pentru care în cursul săptămânii viitoare voi mulțumi conducerii ASP Constanța și spitalelor din Constanța, deoarece au fost alături de noi și alături de suferința oamenilor din această zonă. Ați mai avut asemenea donații și de la alte spitale din alte județe? Până acum nu am fost încunoștințat să vină medicamente în județ, dar sunt necesare în aceste momente astfel de donații. Viteza ucide. Victimă poate fi propria ta familie. Stop accidentelor. Viața are prioritate. O campanie inițiată de Inspectoratul General al Poliției Române. Nu ne primește să spunem, am spus că strădeam. Strădeam, am stat cu toată ieri la mânză în fața primăriei. Nu mi-au primit, am spus minciuni că e ocupat. Era ocupat. De 3 luni de zile îmbleam în câmp și ne-am securist pământul cumpărat. L-am cumpărat în 2000 și îl muncim. Securistul nu a dat odată cu sapa, nu spun cine. El știe cine. Ai, frumos, așa. M-am spus că el va face dreptate și domnul Frunză nu a făcut. E frumos. Mulți dintre noi consideră primăria o clădire prea mare pentru ei, o clădire unde problemele lor nu trebuie să ajungă. Dacă au nevoie de un document, de o aprobare sau de o semnătură, cei mai mulți se panichează și caută o rezolvare pe ușa din dos, apelând la clasicul PCR, pile, cunoștințe, relații. Trunează așadar renumele unei instituții în care birocrația și mișcarea hârtiilor lovesc problema cetățeanului sub veșnica etichetă a legalității. Micul cetățean care nu este rudă cu și nici nu vine din partea s-a resemnat de mult, conștient că unii sunt mai egali decât alții. Fiecare om este convins însă că problema lui este cea mai importantă, că are dreptate și prioritate imediată. O femeie plânge în fața primăriei și e evident că are o problemă. Și-a agățat de bluză o hârtie pe care și-a scris oful, o neînțelegere între vecinii certați de la pământ, ca atâtea alte sute din oraș ce dau de lucru magistraților. Poate că are dreptate sau poate nu, însă nemulțumirea cea mai mare derivă din diplomația administrației, de felul în care aceștia i-au vorbit, de felul în care i-au întins o mână umilului plătitor de taxe, gârbovit de vârstă și copleșit de boală. Poate că mari edili ar trebui să privească cetățeanul dincolo de orarul de audiențe, de ierarhie și de programări. Toți ne-au făcut inginerii de la câmp. Ne-au făcut nebuni.
inginerii de aici, de la... Ce am aici? Citiți! Am citit. Inginerii de la casă, de pe Bogdan Vodă, unde locuim. Unde ne curge apa de la vecinul. Din 92 ne inundează apa de la vecinul în casă și venim aici. Era domnul Caciuc. Nu a putut. A plecat în pensie. A venit domnul... Poliția comunitară s-a mutat în casă nouă conform unei hotărâri de Consiliul Local mai vechi. Astăzi, 9 august, am reușit să terminăm lucrările din strada Tudor Vladimirescu, unde beneficiem de un sediu nou al Poliției Comunitare, acolo unde se va desfășura activitatea și serviciul de evidență informatizată a persoanei. În cadrul acestei noi locații, se va desfășura activitatea un număr de 40 de angajați, respectiv 33 de angajați agenți ai Poliției Comunitare și 7 angajați ai Serviciului de Evidență a Populației. Activitatea noastră o să desfășoare non-stop, asta însemnând 24 de ore din 24 pentru Poliția Comunitară, iar pentru Serviciul de Evidență Populației, conform orarului care este afișat și se găsește la instituția noastră. Pentru cei interesați în situația în care doresc să apeleze la Poliția Comunitară, poate face uz de telefonul 567299, unde cu promptitudine activitatea Poliției Comunitare o să se regăsească în preajma dumneavoastră. Trebuie să menționăm că activitatea se desfășoară în 8 camere, camere gestionate de așa manieră încât să avem un flux de lucru al acestei noi activități și trebuie să spunem că zilnic, în această locație, ne vizitează în jur de 150-200 de persoane care ne solicită mai cu seamă pentru evidența populației. Am început această activitate cu dreptul. Mulțumim celor care ne-au sprijinit pentru această nouă locație, pentru modul de înțelegere cu care au dat dovadă și sperăm că această activitate să fie în folosul comunității și să desfășurăm o activitate așa cum ne cere instrucțiunile noastre ale Poliției Comunitare. Ca rădăuțeni, suntem dependenți de serviciile comunale. Despre câteva din problemele gestionate de această societate aflați dintr-un interviu realizat cu directorul Nistor Tătar. Domnule director, dincolo de faptul că primarul v-a interzis accesul în primărie, ce relații mai aveți la ora actuală cu primăria, ce datorii are primăria față de servicii comunale, dacă de la noua administrație din primărie ați primit vreo comandă pentru servicii comunale? Relațiile nu sunt chiar așa de bune între executivul primăriei, deci în speță domnul primar și conducerea servicii comunale. La ora actuală, servicii comunale are încasat de la primărie 40 de miliarde lei vechi și n-am primit încă nicio comandă pentru lucrări de prestări construcții, nici amenajări parcări, nici plombări, ridica borduri, trotuare. La ora actuală sunt suspendate toate lucrările, noi lucrăm la terț la ora actuală. De exemplu, ieri am lucrat la Sucevița și am turnat asfalt. Relația pe care o aveți dumneavoastră la ora actuală cu primăria poate periclita încălzirea la iarnă? Deci trebuie să ne gândim de pe acum. Relația care avem noi cu primăria la ora actuală poate periclita încălzirea în apartamentul municipiului Rădăuți, numai în cazul în care nu se vor achita banii care 18 miliarde care are de achitat în contul subvenției și avem noi de primit. Atât. Deci noi avem 18 miliarde de primi subvenții, dar, din câte știu eu, primăria nu are la ora actuală relații bune nici cu Norgaz. Datorită acestui fapt,
După cum știți, a fost întrerupt pe o perioadă de 3 zile gazul în municipiul Rădăuță, adică pe servicii comunale centrale de zonă, respectiv în luna iulie, deci într-o marți până joi, vineri. Că atunci a fost domnul primar, a fost conferință de presă când se furnizează apă caldă, iar noi am intervenit la patronii la firma Norgaz, în specie la domnul Dondi, care a înțeles până la urmă și ne-a dat drumul la gaz. Inițial, în urma negocierilor care au avut-o cu domnul primar, a închis gazul marți dimineață și în urma negocierilor care au avut-o cu mine, i-a dat drumul la gaz joi, vineri. Care e situația la Măneuță? La? Pentru că am înțeles că și acolo sunt probleme destul de mari. La Măneuță sunt foarte mari probleme. La ora actuală noi asigurăm în parametrii normali furnizarea de apă rece, dar avem probleme cu trei puțurile avem care au dispărut de acolo, sunt vreo trei puțuri colmatate, avem probleme foarte mari privind accesul, acolo sunt foarte multe depozite de mâl pe zona puțurilor care la ora actuală lucrăm cu două buldozere, două excavatoare din area Pișenilor și o draglină pentru decolmatare prin zone la puțuri și pentru a crea zone de acces în privința între puțuri și tot absolut. Asta avem la ora actuală noi la Măneuț. Noi am raportat la Consiliul Județean o pagubă de 5 miliarde. Asta însemnând puțuri. Cum se va răsfrânge asta asupra populației? La ora actuală noi ce am făcut acolo am făcut din surse proprii, din venituri proprii ce am făcut acolo. Vreau să vă spun că el s-a deplasat de la Serici Comunaj la primărie o comisie. Cei de la primărie au rămas profund surmiși și au rămas stupefiați practic de ce au văzut acolo la stație și cât de mari pagubi. Deci acolo noi avem oameni cu două slujbi care lucrează la evacuatul din zonă a cioatelor. Sunt probleme foarte mari acolo, dar deocamdată nu are ce, asupra prețului la populație nu pot să se restrângă. Deci noi avem preț, noi intenționăm să majorăm prețul la apă la ora actuală. În ultima ședință de Consiliu Local s-a stabilit o nouă componență pentru adunarea generală a acționarilor la servicii comunale. Ce relație aveți cu noii membri AGA? Deci ieri am avut ședință de AGA în care, conform legii 31, s-au stabilit membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Centru. Deci membrii Consiliului de Administrație sunt subsemnatul, domnul Irimescu și domnul Ciobâc. Deci nu... Așa. Ce s-a stabilit în ședință? Deci asta s-a stabilit și Comisia de Cenzus, doamna Hrodinc, doamna Ardeleanu și doamna Bilau Slătrămeară. Comisia de Cenzus. Și s-a stabilit în ședință. Probabil că se vor face niște proiecte de hotărâri care s-ar putea să aveți o surpriză pentru preluarea altor activități. Adică? Nu știu, nu pot spune acum, că nu vreau să... Se intenționează descentralizarea serviciilor, nu. Privatizarea unor servicii? Nu, se intenționează să mai prea niște activități, inclusiv la primărie. Deci eu vreau să vă informez că la ora actuală am câștigat colectarea gunoiului menajer la Milișăuț, deci încheiat pe data de 9, mâine suntem chemați să încheiem contractul cu primăria orașului Milișăuț, ilunatul public, la ora actuală suntem cu listați de încheiat. Deci am câștigat licitație și acolo pentru iluna public și colectare și transport gunoi menajer. Apropo de gunoiul menajer, există în oraș fotografii cu servicii comunale care nu prea ia gunoiul menajer. E o dezordine în acest aspect. Deci vreau să vă spun că noi am suplimentat personalul și mașinile care colectează și transport. Pozele alea au fost făcute în mod tendențios. Au fost făcute înainte de ora 7, când mașinile noastre încă nu au fost ajuns să ridice gunoiul și noi am făcut o adresă la primărie în care am solicitat la poliția primăriei municipiului prin poliția comunitară să iei măsuri în zonele în care depozitează alte persoane neautorizate gunoi dintre blocuri, să iei măsuri ca să nu se mai întâmple ceea ce se întâmplă în pozele respective. Deci vreau să vă informez că pe aleea primăverii și în zona Hurmuzache, noi sâmbătă, după ce am ridicat contarele noastre la prânz în camulator remorcă. De câte mașini, câte utilaje folosești în servicii comunale? Faceți față capacității orașului? Deci noi la ora actuală avem mașini în plus față de ce ar trebui să avem. Noi avem 5 mașini la ora și actuală. Și aveți o monitorizare exactă a activității?
pe toate mașinile montate GPS-uri și pe GPS poate verifica ora și ziua când a fost mașina în punctul respectiv și unde este în fiecare moment. Și unde este în fiecare moment. Deci mașinile noastre sunt dotate cu GPS-uri, deci nici șoferii noștri nu pot staționa decât în zone în care rampa de gunoi și cât staționează la încărcatul lor. Sunt urmăriți în atât la consumul de combustibil, cât și la timpul de lucru efectiv. Se vehiculează că servicii comunale ridică gunoiul de câți bani primește. Nu primiți suficient de la primărie ca să faceți mai multă curățenie sau să măturați orașul mai bine? Sau... Până la ora actuală, din cauza lipsei de fonduri, ni s-a fost impus să nu respectăm graficul din contractul de concesiune privind salubrizarea străzilor. Deci nu se respecta graficul, se făcea numai pe zonii în care se spunea. La ora actuală noi respectăm graficul, prin socialul graficul respectăm graficul, deci noi am mai băgat încă 10 oameni la salubrizare în oraș și respectăm exact graficul care este la ritmul contractului de concesiune ca să fie probleme, atât prin mătura mecanică și măturat manual. Ce noutăți mai aveți? Noutăți... Deci am primit alea 2.400.000 de euro prin transfer de la Consiliul Județean și ele am făcut plată către firma Sece Loial pentru centrala de cogenerare. I-a mai dat noi din surse proprii încă 17 miliarde și acum lucrăm la o statistică în care să vedem cât e cu valoarea contractului, am luat de la Consiliul Județean, că să ne pregătim pentru preluarea lucrărilor executate plus tot absolut, să vedem dacă bat cifrele creditul care au fost, plus ce au făcut servicii comunale cu contractele care au avut Consiliul Județean, să vedem că se pare că nu ies niște bani de undeva. Să vedem când se predă unde sunt bani. Se pare că niște bani nu sunt și vorba de... niște TVA care s-au plătit pentru că nu s-au dorit să se predea lucrările la servicii comunale și deduc TVA-ul, de 1.800.000 de euro și cineva o să răspundă pentru treaba asta. Dacă noi la timpul respectiv, după cum știți, am insistat la timpul respectiv ca să se predea creditul la servicii comunale să putem deduce TVA-ul. Firma adusă pentru curățenie de primarul Aurel Olărean reprezintă pentru dumneavoastră o concurență? Nu reprezintă o concurență, că vă spun că firma respectivă, am văzut niște prețuri, care, niște analize de prețuri, au cu 40% prețurile mai mari decât pe practic servicii comunale la local. Vă dau un exemplu, deci la colectat și transport gunoi menajer, pe analize de preț avea 56 de lei pe metru cub și noi practicăm 32. Faceți dumneavoastră diferența. Cam mai. Asta vă spun, și am acte semnate de firma Urban. Eu am intrat în posesie actul semnate de firma Urban privind analiza de preț. Deci dumnealor erau pregătiți să preia serviciu, dar cu valorile care vă le-am spus eu. V-am dat un exemplu. Un coronat copac din coronat. Deci dacă taie două ucrăinii la copac, costa primele 5 lei. Dar copacii se toaletează iar sau vara? Nu, văd că are două sobinuri și în luna iulie-august toaletează. Orașul nostru are un nou viceprimar. Cum gestionează acesta problemele la o săptămână după preluarea atribuțiilor, aflați din conferința de presă. În primul rând, dacă îmi permiteți, să doresc o zi bună tuturor telespectatorilor, tuturor rădăuțenilor care au avut încredere în mine ca să mă voteze, să ajung consilier și mulțumim consilierilor și celor care la fel au avut încredere în mine să ajung și viceprimar. Sper ca să nu dezamăgesc pe nimeni, așa cum am mai spus, să mă pun la dispoziție toată capacitatea fizică și psihică pentru rădăuțeni, să încerc să rezolv cât mai multe probleme, pentru că la o populație a Rădăuțului de aproximativ 30.000 de locuitori, nu ar fi chiar toți în țară, dar sunt cei care sunt de acasă și au probleme, în fiecare zi se adună probleme la nivel de primărie, știți dumneavoastră și în urma inundațiilor și alte probleme care, plăcute sau neplăcute, apare în viața fiecăruia și trebuie soluționată atunci când, și într-un termen pe cât posibil mai scurt, când se adresează la primărie. Într-adevăr, multe probleme sunt care nu sunt legate de primărie, dar știe că aici ar fi drumul și ar primi un sfat, unii ar trebui să redirijăm să le rezolve
și încercăm pe cât posibil, cel puțin încerc eu, să plec eu mulțumit cu răspunsul primit. Cum a decurs prima săptămână? Ați preluat prerogativele de viceprimar? V-ați luat sarcinile, lista de sarcini în primire? Am primit sarcinile de serviciu, am primit biroul. Din prima zi am primit suficient de multe adrese și solicitări ale cetățenilor. Mi-am deschis agenda, mi le-am notat și rând pe rând cu aparatul din subordinea primăriei, prin departamentele specializate, cu specialiștii care are primăria, am încercat să le rezolvăm și parte din ele sunt în curs de soluționare. Vreau să spun că încerc să folosesc un termen cât mai scurt și în ordinea urgențelor, chiar pe loc, lăsând alte probleme care permit o amânare, să o rezolvăm într-un termen cât mai scurt. Ca cetățeanul să își caute rezolvare și o găsească pe cale cea mai scurtă, de a nu fi plimbați pe drum, să mai știu eu cum. Categoric, sunt unele probleme care nu se pot rezolva așa cum am remarcat și sunt probleme de instanță sau de alte domenii care nu depind de instituție, de primăria Rădăuți și sunt îndrumați să-și urmeze un alt curs. În general, pot să spun că mă simt capabil, deja am trecut prin multe probleme și sper ca să rezolvăm pe cât posibil la fața locului problemele și să fie rezolvate, așa cum mai bine zis într-un termen popular, din fașă, să nu iscăm alte scandaluri între vecinătăți sau cam de obicei cu problemele astea apar cât mai multe sau cu alte probleme care nu au fost rezolvate de-a lungul timpului și încercăm să lămurim oamenii că este momentul să se poată rezolva. Ce să spun, în schimb, acum este și perioada concediilor, mai parte din personal plecat în concedii, dar sau în concedii medicale, dar ca fiecare sunt oameni de înlocuit, sunt deci personal de subordine al celui șef sau al colegului de birou, e capabil ca să poată înlocui, să înlocuiască unul pe altul. Deci nu e motiv ca să amânăm pe cineva, că lipsește cineva și nu se poate rezolva problema. Pentru rădăuțeni care ne cunoaște destul de bine atât pe domnul primar Olarean cât și pe mine, putem spune că ne cunoaștem aproape fiecare unul pe altul, în proporție suficient de mare. Până în prezent pot să spun că nu am ajuns la divergențe, probabil că respectul care ar trebui să fie ca între vecinătate, suntem și cu biroul alăturat, știți cum e cu vecinul, bună ziua, mulțumesc, și dacă există respectul ăsta, e suficient, dacă nu, chiar i-am și spus, există și alte mijloace de comunicare, dacă nevoie putem pune un fax într-un birou și unul în altul și putem comunica și prin faxul, dacă nu vrea ca să ne audă vocea sau prin translator, dacă nu vorbim aceeași limbă, dar pot să vă spun că până în prezent nu au fost probleme și sper ca perioada mandatului meu și al domnului primar să nu fie probleme, pentru că atât el cât și eu și ceilalți care suntem aici în primărie, în Consiliul Local, am ajuns aleși de cetățeni și așa că avem același scop de a lucra pentru cetățean, de a rezolva cât mai multe probleme și nu de a rezolva o problemă personală. Că în cazul în care ne-am subordonat având un alt fel de relație, știu, într-o societate comercială sau alt fel de contract de muncă între unul și altul, ar trebui să ne supunem altfel. Dar, în schimb, munca noastră, care este munca în primărie, este munca pentru cetățean. Asta am înțeles-o din prima zi când am călcat în primărie, deci nu acum am calitate de viceprimar, de acum 5 ani, de când sunt consilier. Și știu cam ce am de făcut și sper ca să... Atribuțiile vă convin sau aveți de gând să le contestați și pe astea? Nu. Nu am ce contesta nicio atribuție. Pot să spun că eu, în calitate de viceprimar, aș putea să lucrez și fără atribuție, pentru că sunt ales ca fiecare și orice cetățean care vine la primărie se poate adresa direct la un anumit birou din cadrul primăriei, inclusiv la viceprimar, iar în cazul în care un cetățean se adresează la viceprimar, eu trebuie să rezolv problema, chiar dacă nu ar fi în atribuțiunea mea, dar, repet, sunt ales, sunt trimis aici pentru a rezolva probleme. Care e cea mai grea problemă ca sarcină pe care ați primit-o în această săptămână, de la primar sau de la cetățeni? Cea mai grea problemă cu care v-ați confruntat?
n-aș vrea ca să intru în amănunte, dar pot să spun că nu a fost nicio problemă dificilă, pentru că știu ca să mă adresez în funcție de, eu știu, sesizarea cetățenilor, cam de ce compartiment face parte. Mă adresez la șeful de compartiment, dacă este disponibil, dacă nu, trimit un reprezentant din cadrul biroului respectiv și cântărim și analizăm problema, cum este mai favorabil cetățeanului, și pot să spun că nu am nicio problemă dificilă și sper până la încheierea mandatului de viceprimar să nu fie probleme dificile. În cazul în care sunt probleme mai dificile, cerem consultanță chiar și din afara aparatului al primăriei, consultăm poate cu alt municipiu sau reprezentant din alt municipiu sau la nivel de județ, cum s-ar putea rezolva problema cetățeanului și nu lăsăm să plece, cel puțin să înțeleagă cam unde ar trebui rezolvată problema dacă este depășită și nu se poate rezolva în cadrul primăriei. Am o experiență și vârsta îmi permite că am trecut prin viață și cunosc cam cum s-ar putea rezolva probleme. Bineînțeles, când sunt probleme de forță majoră, acum nu vreau ca să mă laud, ca să spun că este foarte ușor de rezolvat, sunt probleme de calamități, mai știu eu cum, fiecare am văzut cam cum apare o inundație când te simți în pericol și nu știi care să alegi un drum mai scurt să te salvezi sau mai știu eu cum, și aș spune acum, hai să vină viceprimarul sau primarul să oprească apa. Deci deja sunt probleme care sunt mai deosebite, care nu se pot rezolva chiar atât de simplu. Dar până în prezent nu am avut probleme dificile care nu i-am găsit cal de rezolvare. Sunt poate de așteptare, pentru că sunt probleme care dacă are un scandal cu vecinul și nu este vecinul ca să pot chema pe amândoi să vedem care ar fi partea bună să-și prezinte documente, să mai știu eu cum, și permite o amânare. Rest, nu sunt probleme dificile. Credeți că viceprimarul Constantin Calana și va rezolva problemele de serviciu în cele 8 ore alocate muncii sau veți fi disponibil 24 din 24? Vă întreb. Programul la primărie este program. Până în prezent am în peste 30 de ani de servici și indiferent dacă am fost la o petrecere ca fiecare om și am venit acasă la 5 dimineața sau la 6, eu la 7 mi-am început serviciu, așa că nu trebuie să mă împingă nimeni de la spate, știu ce am de făcut și dacă m-am angajat în funcția de viceprimar, în primul rând îmi dedic capacitatea pentru a lucra la primărie. Referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că sunt oameni suficienți ca să mă pot înlocui în unde am acțiuni la o societate sau alta, asta nu e nimic de ascuns, pentru că chiar și președintele țării și oricine are acțiuni, că așa am prins momentul, am vrut să fim capitaliști și normal că nu putem fără asta. Trebuie să mai avem o resursă de venit și în afară, din momentul când voi încheia mandatul, să mă întorc undeva unde am mai lucrat și până acum. Subsemnatul brașoveanu Dantes, expert local pe problemele romilor în cadrul primăriei municipiului Rădăuți, am fost anunțat de către domnul subinspector Lemnareu Gheorghe în data de 06.08.2008 că în data de 08.08.2008, începând cu orele 5, este organizată o acțiune pe linia identificării persoanelor urmărite în temeiul legii, cât și a legalității șederii persoanelor pe raza municipiului Rădăuți. La data și ora stabilită s-a demarat acțiunea inițiată de Poliția municipiului Rădăuți, la care a participat și cadre din detașamentul de jandarmi, din Poliția Comunitară și subsemnatul. Prin acest control inopinant s-au depistat o serie de persoane de etnie romă care locuiau fără forme legale, motiv pentru care au fost sancționate contravițional. Toată această acțiune a fost condusă de domnul comisar Crapioan și s-a desfășurat în următoarele locuri. Strada 1 Mai, numărul 103, Salcâmilor, Ștefan cel Mare, numărul 53, locuințe din zona centrală a municipiului și zona Luncii, în, cum se spune, în Podvir. La această acțiune s-a desfășurat cam efectivele poliției și a jandarmeriei în jur cam de vreo 30-40 de persoane. Câte persoane ați identificat? Persoanele au fost în jur de 10 persoane identificate și doi urmăriți de justiție. De justiția, au fost date mandate și s-au sustras de la... Deci, aduse la... Ce măsuri s-au luat?
Păi contravenționale plus ducerea la parchet, la judecătorie.